rugăciune de glorificare, să fie o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru că avem Dumnezeu minunat. Avem un Dumnezeu minunat care într-o zi l-a trimis pe Iisus Hristos pe pământ. Acest Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi din dragoste. A fost o zi când ne s-a jertfit sus pe Golgota pentru noi. A fost răstignit pe o cruce pentru că ne iubește. Și acest Fiul de Dumnezeu minunat este în această dimineață în Recea, în acest loc. Tot ce trebuie să facem este să-L glorificăm și să-I mulțumim. Cu siguranță toți avem motive să-I mulțumim la Dumnezeu. În primul rând pentru că ne-am trezit în această dimineață. Ne-a dat lumină ochilor noștri ca să putem vedea lumina și frumusețile care Dumnezeu le-a creat. Ne-a dat putere în picioarele noastre, în ființa noastră, să vin la locul de închinare, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, pentru că El este prezent în adunare în această dimineață. Slăvit să fie Domnul! Să avem părtășie cu frații, cu surorile. Avem un Dumnezeu minunat care merită să fie glorificat și lăudat. Slăvit să fie numele Domnului! Poate noi de multe ori am fost în suferință și necas. Dar știm că acela care, când am fost mai bolnav, când a durut mai tare, Iisus Hristos ne-a vindecat. Chiar dacă El, când a umblat pe pământ, n-a umblat cu medicamente. Iisus Hristos este acela care vindecă, pentru că este medicul medicilor și Lui se cuvine toată slava și în cer și pe pământ. Atunci când poate a fost căzut, ca acel călător lângă care într-o zi s-a oprit un samaritean, poate este în locul acela, este un călător pe acest pământ. Și este trântit la pământ, este căzut, este trist și obosit. Vreau să spun că acel samaritean este Iisus Hristos în această dimineață în adunare. Este Iisus Hristos cel minunat care ridică poverile, care eliberează, care dă vindecare. Și pe acesta noi vrem să-L lăudăm, să-L binecuvântăm și să-L glorificăm, slăvit să fie numele Domnului. Atunci când poate noi n-am avut pâine, n-am avut apă, acela care n-a veșug, este Domnul Iisus Hristos, un Fiul de Dumnezeu. Este acela care ne dă zi de zi pâine. Este acela care se îngrijește noi în fiecare zi. Și pe acest Dumnezeu noi vrem să-L glorificăm și să-L lăudăm. Slăviți să fie numele Lui.